4 puncte de hidratare funcționează de luni până vineri în municipiul Mediaș pentru a veni în sprijinul populației în această perioadă cu temperaturi ridicate. Acestea funcționează la sediul municipalității, piața agroalimentară, la evidența persoanei, în piața Regele Ferdinand, întâi, dar și la bazinul de not didactic din Vitrometan. Punctele de hidratare au fost organizate de primăria Mediaș cu sprijinul voluntarilor școlii post-liceale Auxila, care oferă la nevoie și asistență medicală. Având în vedere temperaturile ridicate din această săptămână, primăria municipiului Mediaș a organizat în oraș 4 puncte de hidratare unde cetățenii au acces la apă, la temperatura adecvată și la nevoie de asistență medicală oferită de voluntarii școlii post-liceale Auxila. Astfel, medieșenii pot folosi de luni până vineri punctele de hidratare situate în următoarele locații: sediul primăriei municipiului Mediaș, piața Corneliu Coposul numărul 3, la centrul de informare cetățeni, între orele 12 și 18. Sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanei, piața Regele Ferdinand I, între orele 11 și 16:30, piața agroalimentară Mediaș, strada Virgil Magiaru, între orele 12 și 18, bazinul de înot didactic, situat pe strada Blajului numărul 4A, între orele 12 și 18, și cișmeaua publică de pe strada Johannes Honterus. Pentru a evita situațiile neplăcute care ar putea fi cauzate de căldura excesivă, cetățenii sunt sfătuiți să evite ieșirile în perioadele de temperaturi ridicate.